Astăzi este Săptămâna Națională a Voluntariatului, din care susținem campania noastră Antidrog. Voluntarii care participă la acest program au distribuit astfel de pliante tuturor celor pe care i-au întâlnit pe stradă. Implicăm cât mai mult voluntari în activitățile pe care le prestăm noi, ca de exemplu astăzi. Aș vrea și chiar facem un apel către toate televiziunile să se implice și să intervină și să stopeze cumva toate chestiile astea. Magazine de vise, dealeri. Oricine poate deveni voluntar în cadrul centrului antidrog din Mehedinți. Orice persoană poate deveni voluntar antidrog, indiferent de vârstă, sex, naționalitate. Există un dosar care trebuie să se facă la centrul antidrog și în urma unui interviu de selecție, persoana respectivă semnează un contract de voluntariat cu centrul. Este și cazul acestor tineri, care au ales voluntariatul pentru a-și ocupa astfel timpul liber pe care îl au la dispoziție. Fiind voluntar al centrului antidrog, mă implic în toate campaniile. Eu am ales să fiu voluntar în primul rând, aveam foarte mult timp acasă, îmi place să mă implic în multe acțiuni și poți să ajungi comunitatea. M-am implicat în această campanie deoarece prestăm anumite activități de interes pentru public și de asemenea și pentru noi și de asemenea avem foarte mult de învățat și într-un fel sau altul ajutăm persoanele care au probleme. Bună ziua, am venit să vă oprim. Săptămâna Națională a Voluntariatului. În aceste piante încercăm să atragem mai mulți tineri în campaniile noastre și de asemenea să prevenim consumul de droguri. Cei interesați să devină voluntari în astfel de campanii vor afla mai multe despre ce au de făcut odată cu înscrierea la astfel de acțiuni.